așa. Vai, superbă producție, doamna Felicia Vlad, nu știu, vă duceți la Madrid sau unde e, dacă nu, vă trimitem un DVD, trebuie să vedeți așa ceva. Vă aștept cu mare plăcere. Rozina și, mă rog, personajul tău și muzica asta specială, de musical, de flamenco, de copla, de tot ce cânti tu, muzică pop, pop-opera. Cam cum ai văzut tu că se întâmplă la colegii tăi, hai să spun de generație, nu mai mari, tenori, că așa am început. Da. Cum văd tenorii, colegii tăi, acest tip de muzică? Din câte stai tu de vorbă cu ei? Tenor sau bariton, mă rog. Cânt așa ceva? Sau tu ești un fel de excepție? Nu știu dacă sunt o excepție, pentru că acum nu știu în lumea chiar ceilalți colegi ai mei dacă rocochetează cu genul ăsta de muzică sau nu. Știu că ascultă foarte multă muzică, dar chiar și așa este foarte greu să treci de la un gen la altul.